Domnule Șeitan, sunteți probabil unul dintre cei mai cunoscuți specialiști ai pieței de pensii private din România, în acest moment președinte al Fondului de Garantare. Vă rog să ne spuneți în ce stadiu al activității se află acest fond și când va fi el 100% în activitatea pentru care a fost constituit. Mulțumesc de apreciere, în primul rând. Vreau să spun că fondul este înființat, are structura organizatorică, are fondurile pentru funcționarea administrativă. Acum se lucrează la norma de stabilire a contribuțiilor societăților de administrare pentru garantare. Legea stabilește că această normă să fie gata și fondurile să înceapă să plătească această garanție începând din ianuarie anul viitor. Așteptăm să terminăm norma și să o avizăm la Comisia de Supraveghere, cum stabilește legea. Va fi astfel închis tot circuitul, având și posibilitatea de administrare prin bugetul acestei instituții nou create, care e o instituție mică de câțiva oameni, și fondul de garantare care începe în final să se înființeze ca să se poată maturiza într-un termen suficient ca să poată atunci când firmele ajung la plata pensiilor, dacă vor exista anumite probleme prevăzute de lege, să poată să le acopere. Din această nouă perspectivă de președinte al Fondului de Garantare, cum caracterizați în acest moment evoluția pieței de pensii private din România? Au trecut deja mai bine de 5 ani de când acest sistem a intrat în țara noastră. Da, uite, e un jubileu într-un fel. Avem mulțumirea, după părerea mea, și toți pot să spună treaba asta, să avem un sistem care a fost bine creat, în sensul că funcționează bine, rezistă la impactul riscului și recesiunii. A reușit în cei 5 ani în care 3 au fost de recesiune să facă o return, un profit bun pentru sistemul de pensii, care se regăsește în conturile fiecărui persoane care contribuie. După mine, sistemul este pe calea cea bună. Aștept să-l văd stabilizat din toate punctele de vedere. Aici am eu o mică rezervă, și anume aceea legată de fuziuni sau pe care nu le văd foarte cu ochi foarte buni. Aș prefera să avem o concurență mai mare pe piața aceasta, dar în orice caz, sub 10%, 10 firme pe piață n-aș dori să scădem. Și pentru că suntem la un eveniment în care nu vorbim doar despre piața românească de pensii private, v-aș întreba acum, la peste 30 de ani de când conceptul de pensii private a intrat în această lume, cum s-a dovedit a fi acest nou sistem financiar, să-i spunem? Sistemul s-a dovedit că este un sistem stabil, este un sistem bine gândit, este un sistem care funcționează de la originea lui în Chile, apropo de evenimentul de astăzi, dar în foarte multe țări din America Latină, a început să funcționeze de mulți ani și în țările din Europa Centrală și de Est, funcționează și în unele țări din Asia. El o să se lărgească în timp și se pare că are un blow-up. Pentru că, după părerea multora, administrarea privată în pensii sau economisirea către individual este singura soluție alternativă pentru sistemele de pensii bazate pe redistribuire. Deci, cumulul acelor două tipuri o să facă ca pensiile în viitor, peste 30-40 de ani, să poată să fie încă plătite.